update vlog. Vino și tu mai încoace să apartă camera. Dacă mi-ar face mai mult loc, bă, și mie. Update. Acum ne așteptăm cappuccino-ul. Adică nu am luat cappuccino. Da. Da, chiar ne înfrumusitează. Ți-ai luat și tu cappuccino? Am zis două cafe la te. Eu am cer cappuccino. A, serios? Nu știu, vedem ce aduce. Că m-a întrebat și... Dar care e diferența dintre cappuccino și cafea? Nu știu, că eu habar n-am. Dar m-a întrebat și tu ai plecat. Eu, și... Dar eu i-am zis dinainte. Nu știu. Da. Gabi e puțin cam prea bronzat. Și tu ești, așa cu aia, ești la fel ca mine. Dar vreau să spun că tu ți-ai luat creme. Tu ai pielea neagră și de-aia nu se vede. Vreau să spun că tu ți-ai luat creme cu aia. Bine. Și-a luat asta. M-a întrebat dacă știu brandul ăsta. Nu știu, dar ceva spune că nici nu e cine știe ce. Asta este pentru bebeluși și e... Ce dracu este? Ca să-mi trag roșața. Nu, e pentru bronz. Ok. Și asta e... Op. Grazie. Grazie. Și asta ce e? Asta e din aia de protecție de soare? Da. Și asta apare și asta are ceva hidratare în ea, dar... Sau... I don't know. Și cu asta te dai după ce te dai cu aia? Da. Și mai chiar. Și după o să mergem în Pompei, unde pula mea bei. Și... Și bulangiul ăsta mi-a furat cornul cu ciocolată albă. Bulangiul. Efectiv. I-am cerut ceva și mi l-a dat. Ți-ai făcut eu de unde vrei să citesc minte? Păi ți-am spus astăzi de care vreau. Mi-ai spus astăzi? Da. Când? Când era vorba să mergi fără mine. N-am auzit. Că eu, zicam, gen, eu merg la farmacie și tu să mergi să iei mintea asta. Păi, mi-ai spus să iau pentru tine, nu mi-ai zis ce da, să iau. Ba da, am și zis, da, în fine. Nu m-am putut. Da. Nu regret nimic. Ia să vedem cum este. Mamă, ce bun e. Cu aia de iară. Da. E bun. Și unde suntem? Suntem la Grand Cafe Mocha. Unde mâncăm chestii moca. Unde mâncăm chestii moca. What the fuck? I-am apă mineral. Și cuplul ăla de negri din spatele nostru a fost aseară cu noi la același restaurant și cred că stă și la același Airbnb cu noi. Bă, ți-a zburat de la un cafe moca. Parcă e mai tare cafeaua de azi. Vă duc cappuccino. Cam atât am avut de zis. Mai filmăm la Pompei. Update. Ne-au făcut cafeaua mult mai tare astăzi. Suntem spasmatici. Este Costea. Lei a răstit să-i da. Update. Suntem în trenul spre Pompei, spre Pompei orașul și după aia trebuie să luăm un autobuz spre Pompei, vechiul oraș, unde să vedem multe pietre. Bă, câți euro mai ai pe card? 50? Ah, ok. Ok, da. Și nu e orice fel de tren, e tren metropolitan. 4 de spate. Cam pe... Nu trebuie fi. Mă gândeam dacă... Nu fac, nu contează la ce mă gândeam.
Pe trenul ăsta ar trebui să-l luăm când am pierdut atenția din Napoli, cred. Trenul metropolitan, care arată destul de decent. Da. Și bă, nu știu dacă are aer condiționat. Da, sunt foarte multe geamuri deschise. Și dacă are și aer condiționat, că se simte răcea. Păi și atunci de ce are geamuri deschise? Da, oricum, so far, Italia are cel mai mișto trenuri pe care le-am văzut în orice țară. Bă, are și, mai sunt, mai există și trenuri foarte mișto. Ăla din Sicilia, da. Nu că l-au schimbat și acolo, dar mai există gen... Mai există în funcție și... Probabil între orașe de căcat care nu sunt turistice. Nu am maybe. Nu aș aștepta să plecăm. Bă, ci drept, că te duci mai mult mai în sud, că atunci nu sunt șanse să fii trebuie mai nașpa decât. Da. Da, uite că suntem în sud. Da, nu suntem așa din sud. Da, e mai mult nord pe sud, de. Deci suntem în... la mijloc, nu? Da. Bă, nu e chiar la mijloc. Roma e la mijloc. Napoli e destul, e în sud, e în nordul sudului, dar nu e... sau în sudul centrului, I guess. Ia spuneți-ne, internauților, mai e roșu? Mai e roșu pe ceapă? La ceapa e, clar, posibil. Dacă mai sunt arătare roșu pe față pe aia? Ia, întoarce-te. Pe cameră par mai roșu decât în realitate. De ce ochelarii jos? Ce? De ce ochelarii jos? Ești mai roșu, dar nu înțeleg. Deci camera te face mai roșu decât în realitate. Da. Suntem în Pompei, am coborât... Face mai frumos. Am coborât din tren, am luat autobuzul și mergem la Pompei scavii arheologici. Ceva de genul. Mergem să vedem pietre, mergem să vedem pietre. Suntem în Pompei, am venit să ne facem un pompino. Și ne-am luat și tururi din astea, pe telefon. Și am avut cea mai mare reducere din lume. O reducere foarte mare pentru tineri ăștia. La muzeul din Napoli trebuia 22 de euro și am dat 2 euro. Și aici trebuia 18 euro și am dat 2 euro. Suntem în Pompei. Mamă, coaie, dar ce? Abrupt e în Pompei. Pe aici trebuie să mergem? Tot înainte. Tot înainte? Tot înainte. Mamă, ce o să mă pârlesc. Vai de cap, nu? Vem pietroaie la Pompei. Aici e un om mort. Asta? Și... nu cu aia, ăsta de aici. Vezi? Foro? Arată ca un om din ăsta. Acolo. Păi da. Nu știu, vedem. Căutăm oamenii morți. Am găsit aici unul. Suntem într-o baie publică. Și sunt prea mulți oameni ca să putem face poze. Adică aici chiar e decent, da, acolo. Oh, sunt prea mulți oameni. Ia uitați vlog. Tăietorii de iarbă antici au ieșit din de sub cenușă să îngrijească orașul. Ia uitați vlog, pe aici mergeau căruțele grele și au lăsat urme. Și pe aici mergeau țăranii. Ia uite, încă merg țăranii pe aici. Și am descoperit mai devreme că aveau și treceri de pietoni. Și era foarte mișto că aveau... Erau foarte... A, uite, chiar aici, de fapt, treceri de pietoni. Și aveau gen street food fix lângă teatre. Food street, era fix lângă teatre. Update, vlog, am plecat din Pompei, am ajuns, am venit la țară. Ia uite-l și pe țăran. Țăranul e pe câmp.
Da, dar noi unde mergem? E o săgeată care zice în direcția cealaltă. E ceva aici? O ieșire. E o ieșire? Ieșire unde? Aoleu! Căutăm mortul, chiar așa, căutăm mortul... Uite, Ortodei Fugiaschi. La grădina fugarilor, tot înainte. Vedeți după noi vlog. Să vă aducem... Să vă aducem... Vă aducem morții în casă. Bă, ce ciri aici, unde nu sunt așa de mulți oameni. Fost sufocați de turiști până acum. Ce aici? Mic. Am găsit mortul. Sunt mai mulți. Cine ăștia chiar sunt? Uite, vezi mă ce mici erau de timp. Sprații tăi. Asta e grădina fugarilor? Din aici au venit să se ascundă? Păi, poate aflăm dacă citim asta. Ați citit blog. Update. De fapt nu sunt morți, sunt forma morților, pentru că morții au dispărut și gen oamenii când au murit erau foarte mici. Erau foarte mici, ca el. Și de ce au... probabil erau mai mici ca tine. Au murit. Am uitat explicații. Deci au murit, au fost protejați de... de ash, volcanic ash, apoi toată pielea lor și toate oasele și pula mea a dispărut, dar a rămas forma lor și apoi au turnat ceva gips, dracu să mă ieie, astfel încât chestiile pe care noi le vedem e de fapt forma în care au murit. Ei au dispărut. Unde mergem? Ceafă roșie. Unde ne ducem? Ne ducem să ne batem. Și o să rămână... O să te batem. O să rămână viață, doar unul din noi. Pe aici intrau ăștia oare? La bătaie? Bat acum cineva din tobe. Bum, rum, bum. Și aici avem expoziția Pink Floyd. Pink Floyd Live at Pompeii. Ce? Am avut un concert la Pompeii acum 50 de ani. Aici cred că s-a ceva, nu? Ah, nu, aici gen prezintă doar concertul lor. Da, da. It's interesting, dar mai e bine să mergem înăuntru. Nu vreau să sărim cartul aici. Nu, că ne iau ăștia la bătă. De cum să ne duelăm? Da. Ce? Vreau să ne trag pe... Păi da, de ce n-am intrat? Păi da, putem să intrăm, zic, tu ai făcut dreapta. Dar nu ne urgem în... De unde? Ne urgem pe scară, dracu. Aaa, și nu putem? Am ajuns în arena leilor.
latte. Lasă-mi cu aia. Update, Eru pe vulcanul și trebuie să ne grăbim să fugim, să nu ne prindă. Ia uitați vulcanul cum se vede norul vulcanic deasupra noastră. Ce zici, o să scăpăm cu viață sau o să fim și noi ca... O să... Bă, dacă Eru pe vulcanul ne masturbăm și noi și rămânem așa. Părere? Why are you so wet, baby? Are you wet for me? Oh! Stai, cățelule! Da, ne-a prins roca vulcanică. Uite-mă și pe mine. Ne-a prins cenușa, ne-a acoperit. Vrei să bag eu mâna și să ții tu la uscat? Deși la păr, așa. Așa, poți să ții 20 de aici? Doar aici. Cu miros de ars. Dar cum merge? Ia zi, Găbiți, ce facem? Ne uscăm, nu zi. Ne uscăm? Da, ne uscăm. Dacă l-am început potopul, a izbucnit vulcanul Vezuviu. And now we're stuck here. We're stuck here. Doing this. La baie la Vezuviu. Bă, păi, îți dai seama că dacă m-am mai visat, am văzut exact cum curgea apa pe atunci? A, da. Gen pe canalizare? Da, 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 da. Next time. Suntem victorioși, am ajuns la gară și așteptăm acum trenul. Și între timp ne uscăm. Update, tremurăm, înghețăm, vă rog, ajutați-ne, trimiteți-ne haine, vă rog, trimiteți donații, suntem sinistrați în tren și înghețăm. Casa de piatră clan se căsătorește fata în gară. Vă pup, să mă chemați anumită și mă botez. Am venit la pizza, la pizza Gagiu. Dar de ce scrie Pils? Ah, ok, și am primit niște șampanii din partea casei și o conservă drept premieră. Și mie mi-e cam răuț, mi-e foarte răuț clan. Afumată? E berea afumată? Vrei să nu luăm niște bere afumată? Bă, sunt extra. Bine, ne luăm bere afumată atunci. Și o să ne luăm niște apuria, după aia ne luăm niște... Și nu mai luăm. Ne luăm apurie, ne luăm multă apurie, că... Astăzi ne luăm multă apurie. Ne luăm muta. Muta fumată. Muta fumată. Cred că sunt mai plan. Care Napoletano, un nume. Și cam atât. Ce-o bere. Bă, și mor, păi, mi-e rău de mă piși pe mine. Ești insolat, nemâncat, vai morții mei. Tu cum te simți, Gabi? Eu da? Ești uscat? Puțin friguț. Da, bine. E foarte friguț. Nu cred că mai mult de la insolație. Nu. Revenim. Cum e berea?
fumat. Da, chiar i-a fumat, nu-mi vine să cred. Smoked. Cum mă fum eu bere? Bă, cred că gen dai foc la gen la lemn și somehow pui fumul ăla să duce spre bere sau ceva de genul. Bă, nu cred că e așa simplu, că dacă ar fi așa simplu... Păi cred că așa se face. Nu știu dacă e neapărat simplu, dar nu știu cum... Mă gândesc că poate, știi că e, sunt condimente cu care dau miros de a fumat, gen? Poate e ceva de genul. Bă, trebuie să mă și desert. Da? Da... Canoli? Da, da, da... am mai mâncat fructe de măsa, de adi și de măsa. Nu mi-a plăcut. Prea dulci. Păi da, și de ce vrei atunci? Poate sunt mai bun, nu știu. Da, vlog, uitați, ne-a adus... Asta e pizza roasă. Ne-a adus pizza. 12 euro, ce vedeți? Sete gente boys. Grazie. Fare una foto con... Mi taglio ciò alla mia stagione. Mi spreghiasi niente. Oh my god. Ce-am primit, Gabi? Niște coițe? Coițe de portocală. Coițe de portocală. Serios? Asta? Nu știu ce sunt ca e. Nu știu, vedem ce sunt. Cum a fost pizza? Extraordinar de bună. Cea mai bună pizza pe care am mâncat-o. Salut! Mmm, cam zbârcite coițele astea. Nu cunoșteam el finocchio. Mmm, pistaciu, pistic. Foarte mult pistic. Mamă cât de mult pistic. Eu nu sunt pistic. Nu pistic, dar... Eu sunt rom. Mmm, nici rom. Nu pistic, nici rom. Mies de... Miez de caisă sau ceva. Nelly? Cum să-mi rădăm? Da. Băi, eu zic că miez de caisă. Caisă are... Caisă... Are... Da, cu aia miez de caisă. Ia uitați, internauților, maimuța. A găsit... Și-a găsit prada. Bă, dar e foarte moale cu aia. Bă, da... Bă, eu... Da. Myth busted. Nu sunt bune portocalele de pe stradă. Vrei tu? Nu vrei să desfaci trupul la capăt? De ce? Păi, eu ți-am zis că nu-i bună. Ia ta. De ce e a mea? Că tu ai dat-o jos. Ca să-ți demonstrez că nu-i bună. Ce, facem niște orange juice?